Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe acest canal. Sper că v-a fost dor să ne vedeți cum ne întrecem, cum facem diferite jocuri, pentru că astăzi am pregătit pentru voi 5 jocuri. Sincer, afară nu e chiar așa de bine și din cauza asta să nu ca să-și filmăm și decât să nu postez, mai degrabă fac câteva jocuri de genul ăsta. Scuze că te-am întrerupt, dar la noi s-a anunțat cod de furtun de din astea. Da, frate, îi ploaie vreo săptămână, până miercurea viitoare, dacă nu mă înșel. Asta este, ce vrei să facem? Până marți, mi-arată mie cu fulgeri, cu tunete și cu trăznete și așa mai departe și prefer, v-am zis, decât să nu postez, mai bine postez jocuri de genul ăsta. Și eram și într-un magazin și am cumpărat câteva chestii, o să vedeți exact pe parcurs dacă stați. Fie mișto astea. O să fie câteva foarte interesante și fii atent, poți să le arăți aici, avem primul joc. Da. Și constă în felul următor, vedeți că avem 3 mingi albe de ping pong și restul sunt portocalii, 25 de mingi de ping pong portocalii. Vom da drumul la cronometru și tu trebuie să le sufli pe cele portocalii, iar cele albe să rămână în interior. Dacă dai un alb afară, ai penalizare 5 secunde, să dau un exemplu. Sau le pui pătat înapoi sau cum se face? Nu, cred că penalizare 5 secunde ca să poți să calculezi, cumva să departajăm situația între noi doi, știi? Și facem pe cronometru care scoate cel mai bun timp ăla câștigă. Asta e prima probă, asta vreau să zic, asta este prima probă și de aici ai dăm drumul, fraților, la toate jocurile astea. Gata, da? 3, 2, 1, start! Ai dat-o pe aia albă, una. Unimă! Uite la barba ta. Ah. Două albe, stop. 22 adică să scădem 10 secunde. 22 nu, de secunde? Nu, se pune 10 secunde. Se pun. Bine. Dacă se scădea era bine. Fii atent, am 22 de secunde, 23 de secunde. 23 de secunde, da. 22, adică 32 de secunde. 23, da, 32 de secunde. 32 de secunde ai făcut. Deci facem penalizare de 10 secunde la fiecare bilă, da? Nu, 5 cu 5. 5 cu 5, da, stai așa, așa că așa stabilisirea, am uitat că am 2 5 cu 5, frate, ai dat 2. Deci, mamă, 32 de secunde cum ar veni. Hai să te văd pe tine acum. Ia. Ești pregătit, frate? Da, frate. Îi dai tu drumul acolo și gata, da? Încep când vrei. 3, 2, 1, start. Trebuie să controlezi tot suflul ăsta, așa că ai văzut că se duce aer rău. Și vin alea din urmă, vezi, îți intră înapoi în teren, ți le împing pe alea albe. Păi stai, mai ai una acolo. Deci cum fac, frate? Uite, trebuie să le sufli pe toate, vezi că mai ai una în teren. Abia acum ai corect. 24. Deci ai 24 și ai o penalizare. 24 da. Cu 5, 5. 30. Ai 24, 90... 31 am. Ai 25, fii atent. O rătungim la 25. Da. Și cu 5 penalizare sunt 30 și eu am avut 32, gen. Da. Wow, la secund, îmi face 2 secunde. 2 secunde, ești nebun? Ce tare să... Am avut noroc. Am pierdut mult acolo, am crezut că au ieșit toate, dar ele au venit înapoi între timp. Ai văzut? Da, aia zic. Bine, oricum ai aprit timpul acolo, gen, și ai dat drumul după aia. Da. Dar, oricum... Tot pe zona 2 secunde, da, dar ești până aici. Dar nu mai contează ideea, nu la prima probă. Dar pe bani ceva nu, a? Bă, dar n-avea... Sunt mort tu, fii atent, că acum cât o veni vorba la videoclipul anterior, câte probe din ele ai avut-o? În loc de 6, zic pe bună. În loc de 6, zic varianta corectă. 5. Băi, zi varianta corectă, am zis, Badane, zi varianta corectă că oamenii au văzut și a scris în comentarii bine. Acolo. Cred că am făcut, nu știu, 4, cred. Deci, vedeți, 200 de lei mi-a tras pe dreapta. Dar mi-a dat seama, frate, că mi-a luat mințe din jocul și de asta. Atent, la sfârșit plec cu PS-ul de acolo. La PS-ul 5 milioane? 2 milioane mi-ai furat. Dar, nu, 200 de lei îți dau un pic, de-aia te-aș 8 centali pe ține-o pe m-a furat fraierul. Hai să trecem la următoarea probă. Fiți atenți, la următoarea probă am găsit un joc într-un magazin. Înăuntru, nu știu dacă vedeți voi exact, nu știu dacă, nici nu pot eu să mai scot, că deja l-am băgat. Sunt niște biluții. Același număr de bile verzi, același număr de bile roșii, da? Îți alegi acum... Roșii, vișinii, nu știu. Vișinii, cred că sunt. Îți alegi o culoare acum. Verde. Verde, da? Și eu cu roșu. Ca să vă mai bine. Fii atent. Primul care scoate toate bilele de acolo, pierde. Ok. Adică tu trebuie să rămâi cu cât mai multe bile acolo, da? Deci dacă gen tragi un pai din ăsta, e posibil aici, să pici bila ta pe exact. Masă. Și ai aici o scurgere, bam, și iese bila pe aici. Care a scos primul? Care l-a scos primul? Păi a pierdut. Hai, gata? Da, frate. Deci eu sunt cu verde. Da. Păi dacă eu trag acum de asta, de exemplu, și cade asta vișinic, eu sunt cu verde și o dau pe aia ta. Păi ăsta e scopul, să-mi dai pe mele. A, deci eu trebuie, și tu pali mele verzi. Da, jos. Gen, dacă eu trag de un băț, eu trag cu intenția de a-ți da ție bine, da, jos, dar e posibil, scuze-mă că te întreb, e posibil să o dau pe a mea. Da. Și gen, e pierderea practic, mea. Practic, eu nu trebuie să-mi dau bilele mele jos. Da, cum ar trebuie să te uiți la bilele înăuntru acolo să deci vezi. Deci eu sunt cu verde, am zis, da? Da, frate. Dacă a picat
Vișiniu e bine, gen, pentru tine. Hăț? Ia. Prestidien. Ia, ce a scos fraier așa în forță, păi da, nu? Da, s-o în forță așa. Dacă îți scoate ăsta de aici, genul ăsta merg scoase, știi care e problema? Dacă tragi de la de după sus, după aia o scadă direct toate. Vorbe ce țeapă, direct. Fii atent acum cum te ard, Danule. Ești pregătit? Pe mine, mă? Pe tine, pe tine. Ia, fete. Eee, fii atent, bă, Dani, acum dacă nu te duci cu două bili. Ia, s-a dus a mea mai jos, nu fii prost. Ia, fii atent. Nu fii prost. Vezi că ai dat două. Una, unu, unu. Cum ar veni? Unu e gata. Dă așa. Una verde încoa, una atingi, pe aia vedem cu care, cu care. Eu cu verde, zi, tu aia. Aia zi. Eu-mi fac aici așa ca să nu cadă. Ce am făcut? Tu ești. Să dăm verdele jos la bulangiu, fii atent. Două mi-a dat dintr-un foc. Bă, vezi că ăsta e interesant tare joc, îmi place joc. Da, fraierul, două, dar nu dau și acolo. Hai, mâncă un am, nu, a? Trebuie să mă uit să văd, fii atent. Uite-mă ce mi-a dat. Bă, ce-mi place, îmi place tare. Uite, m-a căzut, s-a dus în colum. S-a pus pe aia, mă, să moră, dacă a vrut să cadă pe-n gaură aia. Ia, fii atent. Cade aia ta, aia vișinie. O, ce-am făcut să-mi fac picior? Danule, asta e a mea și alea ale tale. Și asta e a ta. Da. Câte mamă. Ai tu? 2, 4, 5, 5. 2, stă la egalitate. Stă la iar, egalitate. Mă, frate, mamă, ce bine jucaserăm până aici să-mi bag picior. Dacă o trag pe asta, cade și aia verde, da? Jingură, că știu, roșu. Ah, îmi dă fraier iar bine jos. Topa mea am dat-o. Până aici, și fii atent. N-ai acum. Aici, ce e asta, mă, musculiță, băi, ce cauți aici? Mi-e frică că mai sunt puține bețe din astea. Așa, tată! Mă, n-are! Așa, da, tată! Da, acum ți le dau pe două dată. No. Păi da, dar fii atent. Le dau pe toate, băi, bă, da! Păi și ce-am făcut? Ai pierdut? Așa s-a pierdut, mă, nu? Ia, o dăm de remis, mai facem o dată? Mai facem o dată, că m-ai enervat pe mine acum ca idee. Bă, vezi că e mișto tare jocul. Bun, fii atent. Începem de aici, așa, odată. Vedem. O, m-a început deja, asta e a mea, cum ar veni. Da, acum, gen, dacă le dai pe toate, iar faci... Așa, da, așa-mi place, ți-ai dat trei bili deodată. Trei odată. Așa, da, dacă le dai pe toate, gen, pierzi. Da. Ai pierdut runda. Trei odată. Nici n-au, abia mișcă asta, că n-am scos. Gata, acum. Uite-mi ce prost ești, bă, în loc să scoate de-a lui, scoate de-a mele, mă. Asta e, bă, ta. Mamă, ce masă ai vrut să mă vezi, te-am așa. Ce masă aici, 2, 4, 5, hai mă că l-ardem pe fraier, mă, hai mă că l-ardem pe fraier. Bam. Hai mă că mai are două fraier, mă. Fii atent. Mai ai una, bă, la înșoare. Acum, dacă le tragi, s-ar putea să cadă toate, mai puțin a ta, băi, frate. S-ar putea să cadă pe alea acolo, vezi? Dacă a rămas a ta, ai câștigat, John. Tragi tare odată. Ai pierdut. Ți-am pupat. Băi, ce-a câștigat un frer pe ultima... Te-am pupat. Fiți atenți, nu știu dacă o să vadă aici, ba da, uite, să vede. Uite alea ce fel a rămas aici. Te-am pupat. Dacă am tras, dacă trăgeam de un băț așa, te-am pupat. A câștigat frerul în proba asta. Bă, am două jocuri câștigate, frate. Și ușor am tras. Bă, vezi că... Sincer, am avut puțin noroc că nu știam nicio sigur dacă pică sau nu, dar da, am încercat. Da, ai avut noroc că te-ai mișcat încet, așa. Dacă ziceai, tragi repede, ba da, ne tragi, nu mai mă găsesc pila asta. A, uite, aici, tragi repede, trag ca să cadă aia, bine. Zici și eu, că dăm din ore, mi-ai zis și mai ești camarade. Pe ăsta l-am cumpărat de la un magazin, de la Jumbo, și cred că am dat pe el 5 plinți, așa de genul. E mișto. Da, și mai chiar rău ca joc, așa, cred, adică mi-mi place. Da, nu știu ce am făcut eu aici, dar... Și eu m-am luat după tine. Hai să treci mai departe. Deci jocul ăsta l-am găsit tot acolo, l-am cumpărat când mi s-a părut interesant și fiți atenți, are doi cartofi, sunt legați de interior, da? Da. Are un fel de catapult, un fel de arc în interior,
dacă apeși pe el, îl acționezi și gen cum sunt ăștia amestecați aici, tu iei un cartof și după aia tragi de la legat. Ai tras de la legat, iar un pe toți afară. Ah, ok. Care nimerește deci cartoful? Deci trebuie să nu nimerești cartoful corect. Legat, la corect. Care declanșează toți cartofii. Dacă ai declanșat toți cartofii, ai pierdut joc. Deci, mai bine eu când eram copil mic, n-am da, mă, frate, e calmea tare. Deci când mă duc în magazinul ăla și așa, mă uit așa pe la toate cuțibușurile alea, pun mâna, iau, le testez. Și acum ajung, gen, mă ajutai. Am văzut odată un nerf de ăla așa. Uai, alea-s moarte. La 300 de lei, mai, am zis Andreea, mă iau, pe acolo. Și aici când a tot mai ai 12-13 ani să ți-ai da, mai da. Cu scociul ăla. Sincer, dar parcă m-a jucat cu el. Am moment așa când chiar m-a jucat, asta da, și m-a jucat. Frate, noi avem noroc cu YouTube-ul, că ne ține tineri așa, știi? Facem chestii din astea. Fii atent, l-am amestecat aici, nu mai știi care și cum e acum. Ăsta e armat aici. Te las pe tine să alegi primul, da. Ia, cum ar fi stragi primul? Aaa. Acțin de el așa. Îl tragi odată, știi? Da. Să vei. Ha. Ce noroc. Ha, mă! Hai, mai facem din 3, da? Că da, două din 3, că ăsta e super rapid așa, îl joci rapid tare. Mamă. Și m-am speriat să-mi bapte, cred că știam ce se întâmplă, dar tot m-am speriat. Mamă. Gata? Hai, gata? Păi la vremea mea să-l iau. Îmi fric când sari în ochi vreunul ăsta. Vezi? Fix de ăla s-a terminat super repede runda. Și acum care a luat-o pe asta câștigător. Câștigătorul. Mă, băi, deci așa s-a zis gata, stai. Dar în prima și eu la fel. Gata, încă le iau pe ăsta de aici. L-ai tras. Dacă minte, mă. Hai mă, ia-l pe ăla. Așa, da. Bă, dar ce ți-a mai dat, am crezut că-s pe-n partea asta la altă, mă, crezi? Deci, fii atent, cât e scorul acum? Păi am câștigat eu 2-1. 2-1, ăsta e a meu, cum ar veni. Și mai avem două jocuri. Încă două jocuri. E am ocazia să te întrec sau să câștigi. Da. Am trecut la proba următoare, avem aici, cum se cheamă ăsta, mă? Șurub. Un șurub din ăsta, dar e foarte lung. E cumpărat la metru. Cumpărat 2 metri de șurub din ăsta. Două piulițe, exact. Ai pus aici sus, doar că aveam o regulă foarte importantă. Cealaltă mână la spate, nu ții de bară, nu ții de nimic. Nu ții nici de bară, poate cade asta și îmi vine în cap. Asta este, riscul meseriei. Hai. Și atent. Deci care le duci primul jos pe amândouă da, aici? Da, trebuie să le duci pe amândouă jos aici. Ok. 3, 2, 1 și... Adică să le împărțim. Păi stai mă, că eu nu pot să-l bag aici, abadare. Nu, eu abia l-am băgat aici, mă, ești nebun. Am terminat să pun mâna. Știu, pe aia te-a ții grătare, nu? Da. Mă enervează să-ți mișc da, cu bara. Da, până duc eu ăsta până jos. Mă... Vedeți video joia aia la altă. Mă enervează să-ți duci bara asta, vezi, să-ți mișcă. N-am nicio șansă, că fraierul ăsta se mișcă repede. Tu nu vezi ce eu fac cu degetul ăsta, că am antrenament. Mă antrenez și eu, frate. Mă apucă bâță pe mine, eu nu reușesc niciodată, ba da. Și-mi vine să schimb mâna, că nu mai pământ. Dacă ai pus mâna, ești descalificat, ai făcut proba. Ei, da. Pă bun. Am transpirat-o, nu mai pot. Așa, cu formă. Mă, nu mai pot să-mi bat piciorul, dacă nu, care ai inventat proba asta. Tu, prostule! Știu. Dar nu știu, nu-mi dau seama, zici că stă pe loc, să-mi bat picior, nu știu când am făcut atât. Păi dacă are o prete șurubul ăsta, ai până în tavan. Nu mai pot, gata, am încetat psihic. Ia prete, doamne. Ai ajuns? Ai bine, da? Prima, da? Am încetat psihic, băieți, nu mai pot. Mișc cu fraierul ăsta și nu pot să bag ăsta aici. Fii atent că țin de asta să-ți bagi aia. Bă! Ce faci, mă? Mâncare din cap! Asta a fost schema ta! Uf.
Nu mai pot să-mi bag piciorul. Nu mai pot. Mă doare umărul pe să mai stau ridicat așa. Ajung fraierii. Iată în concurs aici, băieți, dacă nu ne dăm asta în cap acum. Mamă, ce fac picior! Mamă, le trec pe fraier! L-am trecut pe fraier! Nu cred! Nu cred! Oh, nu cred așa ceva! Bă, nu cred că am revenit! Dar rămâna nu mai pot. Bă, nu am venit să cred să-mi bag acolo picior. Să mișca asta și nu puteam să bag ăla. Da, da, frate, dar fii atent. Eu când am venit cu ea sus aici, tu erai pe aici, pe undeva. Păi da, dar și tot am pierdut la început. Da, nu știu, oricum, te-am luat. Te-am venit din urmă. Doare mâna. Dacă nu-i dădeam forță acum la sfârșit, pierdeam 100%. Uitați-vă alea, că mai avea aici 4 cm de băgat. De asta, de câteva ori și era gata. Ești nebun la cap. Tu e fraier, vezi că am ajuns la probă de partajare, nebunule, credeai că nu stai așa, din capul tău. Cu degetele astea două acum... Hai, am plecat. Băi, l-avem aici pe cocodrilul sau cum, nu știu cum se numește jucăria respectivă. Tot așa, cumpărată din același magazin și are dințișori așa pe care poți să apeși. Vezi, apeși 1, apeși 2. Ideea e că la un moment dat unul declanșează și închide gura, gen te mușcă. M-am speriat. Okay. Gen te mușcă, înțelegi? Doar că, ați văzut, l-am declanșat cu dintele ăsta. Acum dacă apăs iar, s-a schimbat, nu mai e același dinte, vedeți? Da? A schimbat el automat. Le schimbă automat, ai văzut, s-a schimbat. Da, era aici, în partea asta, în lateral. Hai mă, aici era undeva, vezi, nu mai e. Poate fi, uite, era în partea asta la altă. Și asta e tare pentru că îl schimbă și de fiecare dată te ia prin surprindere. Când încerci să apeși și să te salvezi cum ar veni, dar nu știi care și cum e. Apăsăm? Încep tu sau încep eu? Încep eu. Facem tot așa, două din trei, că ăsta se termină repede. Bam. Te ars. Da, frumos, frumos. Dacă ne faci așa, da? Îți vezi capac, îți trag. Eu acum. Amen, lasă, faci și pe a treia. Să facem așa de curiozitate, să vedem dacă chiar îți prost sau. Dă-i tu. Hop! Asta e. Speria, dar ce de speria, sunt mortă. Ah, ce m-am speriat. Mai sunt puțin rău. Eram sigur, voi puteam să jur că ăsta a zis ce-o mușcat. Are cu tine, salut, mai faci una, fii atent, bun, să nu zici că-ți băia rău. Că mi-e milă, n-ai luat niciuna, dar și asta mă uite ea. Din prima ai luat. Gen, jocurile sunt așa copilărești, dar sunt interesante, te țin leac în suspans. Sincer, n-aveam alte idei pentru că aș filma și altceva dacă am fi avut acces afară. Ce să facem că am făcut toate ideile din lumea asta? Nu mai avem idei și când v-am zis, decât să nu poți. Sau dacă avem idei, n-avem cine trebuie și trebuie să dăm comandă pe net și durează o săptămână și asta ar însemna să nu postezi o săptămână până aștepți acel produs sau acea chestie. Și de-aia prefer să fac niște jocuri, jocuri din care puteți să vă inspirați, puteți să le faceți acasă. Că vă plictisiți sau sunteți la ziua unui prieten, ceva. Corect, jucările astea 10 lei, 15 lei, jucările sunt foarte, foarte ieftine. Asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like, puneți videoclipul la story. Ne vedem la următorul challenge, sper să fie afară, băieți, ceau!